meci dramatic, dar în final cu tricoul de campion. Cum da, vă da, simțiți acum? Cum am zis înainte, cum am vorbit înainte de meci. Cele mai bune echipe, în formă amândouă, un fotbal bun amândouă, și-au dorit fotbal, deci niciuna nu și-a dorit să se apere. Până la urmă, așa cum am făcut-o până astăzi, am dovedit că merităm să fim campioni, pentru că chiar am întors rezultate cu echipe foarte bune. Chiar dacă am fost la un moment dat în inferioritate, știam că jucăm acasă foarte bine, că publicul ne împinge, îi împinge pe jucători și pe toți. Și am, suntem, e o zi frumoasă, o să o punem în ramă acolo, că a fost o zi frumoasă pentru mine astăzi. Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou episod de Tactica Mea. Schimbăm registrul astăzi și trecem la ceva mult mai serios. Ne mutăm la Constanța, mergem la Rege acasă și am încercat eu să replic tactica lui Gică Hagi, în special ceea ce a arătat Farul Constanța din iarnă încoace, pentru că până în iarnă mi s-a părut un mic dezastru acolo la trupa lui Gică. Regele a schimbat din nou foarte mult, ce drept avea nevoie, pentru că echipa era în pericol să nu prindă nici măcar play-off-ul, dar până la urmă s-a văzut inspirația lui Gică Hagi, Farul a prins play-off-ul fără emoții și chiar la un moment dat se afla pe locul 2 în Superliga cu șanse foarte mari la Europa. A urmat însă acum pe final două înfrângeri consecutive și Farul este pe locul 4, dar în continuare are șanse la a prinde un loc de Europa. E bine, cu acestea fiind spuse, hai să mergem direct și să vedem ceea ce am reușit noi să obținem cu Farul Constanța în acest sezon. Vreau să menționez încă de la început, tactica este creată de mine și rezultatele sunt obținute prin simulare, așadar nu am jucat nici măcar un meci în acest sezon. Mergem prima și prima oră la competiții și vedem că Farul iese din nou campioană în Superliga fără emoții. Din nou Farul Constanța se distrează acolo. A reușit în sezonul regular în 30 de partide să obțină 20 de victorii, 8 egaluri și 2 înfrângeri, ambele în deplasare, 1-5 cu Botoșani și 4-5 cu Cluj. 79 de goluri marcate, 46 primite, o medie foarte bună a golurilor marcate, însă și o medie foarte mare de goluri primite. Vom vedea noi imediat tactica este una destul de ofensivă cu spații destul de mari în defensiva lor. Bineînțeles, am încercat noi să fi foarte ofensiv și să încercăm să câștigăm din nou campionatul în Superliga. Asta era un lucru foarte important. Un golaveraj totuși de plus 33, un mai important decât toate celelalte echipe. E clar, golurile marcate ne-au ajutat pe noi, marcând undeva la peste 20 de goluri mai mult decât CFR Cluj, echipa de pe locul 2. 68 de puncte în sezonul regular cu numai 12. Doar 12 puncte peste CFR Cluj. După, în play-off, Farul s-a prezentat foarte, foarte bine. În 10 partide, 6 victorii, 3 egaluri și o singură înfrângere acasă cu CFR Cluj. 20 de goluri marcate, 11 primite, un gol averaj de plus 9 și un total de puncte de 55, 9 mai multe decât Hermannstadt, surpriza acestui sezon de Superliga. Așadar, o primă competiție câștigată de noi, după care am mers în Champions League cu Farul, acolo unde Farul, din păcate, n-a reușit ea să ajungă în grupele Champions League, însă a avut parte de un parcurs european foarte interesant. Iese încă din primul tur Champions League echipa lui Gică Hagi, din păcate a dat peste o echipă foarte, foarte bună, a dat peste Ludogoreț și a pierdut 0-3 în deplasare și doar 1-1 acasă, înfrângere care duce echipa direct în Conference League în turul 2, acolo unde a trecut de Budućnost, 9-1 în deplasare și 2-0 acasă. Turul 3 e 2-1 cu Chi și 7-1 în deplasare, rezultate incredibile obținute în deplasare
9-1 și 7-1, iar după în play-off-ul pentru grupele Conference League, Shamrock Rovers pleacă învinsă de la Ovidiu cu 2-1 și după reușind să ne impunem și în deplasare cu 3-2 și trupa lui Giga Hagi a prins grupele Conference League. Am jucat acolo cu Bate primul meci 4-2, după ne-am impus 3-1 și cu Legia, doar 1-1 cu AZ Alkmaar. Pierdem 1-3 cu Alkmaar în deplasare, ne impunem 4-0 cu Bate Borisov, după am pierdut acasă cu Legia Varsovia 0-2, dar chiar și așa Faru Constanța se califică în primăvara Conference League cu 10 puncte acolo de pe locul 2. Mai departe, în primăvară ne-a ieșit însă Betis în întâmpinare și am pierdut noi 1-4 deplasare, 1-3 acasă, așadar s-a descurcat destul de bine că echipa și în Europa până la urmă, chiar dacă ai ieșit din primul tur din Champions League, să prinzi grupe de conferință și primăvară nu este un lucru foarte, foarte mic. În cupă, din păcate, Faru Constanța a pierdut finala cu Rapid pe Oblemenco, a avut 1-0 Rapidul prin Krasniki, a egalat Benșai minutul 90+2, iar după Papo a marcat în minutul 115, un meci în care în trupa lui Giga Hagi a dominat total această partidă, 25 de șuturi, 11 pe poartă, 2-3-6 XG, Rapidul a avut 6 șuturi, 4 pe poartă, XG 1-21 și a reușit să câștige această competiție. După ultima competiție în care a jucat Faro Constanța în acest sezon, Supercupa României s-a impus 1-0 cu Sepsi OSK pe terenul celor de la Petrolul Ploiești. Luca Andranache a marcat minutul 18 pentru un 1-0 perfect, un singur șut a avut Sepsi pe spațiul porții noastre. Hai să mergem la Data Hub și să analizăm un pic mai în detaliu această tactică. Am avut în goals per game 2.47, non-penalty expected goals per 90 minutes 1.80, conceded per game 1.42, dar cu siguranță aici a fost o problemă destul de mare pentru noi. N-am reușit să ne prezentăm defensiv la fel de bine cum ne-am prezentat ofensiv. Ce drept am urmărit eu foarte, foarte tare să fim foarte bun pe faza ofensivă, pentru că ne doream noi foarte tare ca echipa să obțină rezultate foarte bune. Expected goals against per game 1.25, destul de mare, shots per game 14.25, shots on target ratio 43.68, pass completion ratio 89.27 și tackles on ratio 73.63. Aici se pare că am avut probleme destul de mari și probabil de aici am și suferit pe faza defensivă. Și pentru a scoate și mai bine în detaliu ceea ce s-a întâmplat pe teren, vedem team attacking senzațional, mult, mult peste ceea ce a arătat Superliga, dar din punct de vedere defensiv am fost destul de slăbuți. Vedem și aici faulturi foarte multe, tackling-uri foarte multe nereușite și probabil de aici și problemele pe faza defensivă. Hai să vedem și stats-urile din acest sezon, să vedem cum s-a prezentat echipa din acest punct de vedere. Și avem cele mai multe puncte obținute pe meci 1.38, destul de puțin, însă am fost mult peste adversare. Cele mai multe goluri 99, cu 20 mai multe decât CSU Craiova. Cele mai multe șuturi pe prima poziție, cele mai puține șuturi împotriva echipei, doar locul 7. Aici vedem din nou defensiva a suferit. Pass completion 89%, o posesie foarte bună de 59%, același număr ca FCSB-ul. După mass tackle zone nu am existat, dribblinguri locul 2 la egalitate de puncte cu Petrolul Ploiești, shootouts nu am existat aici, dar am avut foarte multe meciuri în care am primit gol, iar defensiv vedem am fost doar locul 6 la goluri primite cu 57 față de 43 primite de Sepsi. Cu acestea fiind spuse, trecând peste statistici și numere,
Azi trecem la tactică și să vedem ce am ales noi pentru această tactică a lui Giga Hagi. Am încercat un 4-2-2-2, ceea ce a încercat el în realitate. Din ce am văzut eu, așa s-a prezentat echipa în această a doua parte a sezonului. În poartă, goalkeeper, defend Buzbuchi, take few risk și tackle harder. În partea dreaptă, Sârbu, fullback, defend. Crossless often, dribble less, shootless often, tackle harder, mark tighter și mark specific position. I-am pus noi să marcheze poziția de mijlocaș stânga. În partea cealaltă l-am avut pe Kiki, wingback, attack, dribble more, shootless often, tackle harder, mark tighter și mark specific position, poziția mijlocașului dreapta. În centru am jucat cu Larie, ball playing defender, dribble less, tackle harder, mark tighter și mark specific position, poziția atacantului din partea stângă, iar după lângă l-am folosit pe Popescu ca central defender, defend, take your risk, close down more, tackle harder și mark specific position, poziția atacantului dreapta. La mijloc, central midfielder, defend, băluță, take more risk, tackle harder, mark tighter și mark specific position, poziția de amăcă. Ne-am dorit să coboare el foarte mult în zona aceasta din fața apărării și să ajute atât pe posesie cât și pe faza defensivă. În partea stângă, deep line playmaker, support, Grameni, run wide with the ball, tackle harder și mark tighter. Am jucat cu 2 amăcă și am folosit în partea dreaptă pe Deaconu ca atac midfielder support, take more risk, dribble more, run wide with the ball, shoot more often, move into channels, tackle harder, mark tighter și mark specific position, poziția fundașului stânga, pentru că mi-am dorit eu pe faza defensivă să coboare el foarte mult în această zonă și să ajute foarte mult și pe faza defensivă. Noi jucând fără mijlocaș de bandă, puteam suferi destul de mult acolo în benzi. Dincolo l-am avut pe Budescu că attacking mid support și el, take more risk, dribble more, run wide with the ball, shoot more often, move into channels, tackle harder, mark tighter și mark specific position, poziția fundașului dreapta. La fel ca și la Deaconu, ne-am dorit noi foarte mult să coboare el pe faza defensivă în această zonă și să ajute și el pe faza defensivă. Iar în atac, do advance forward, în partea dreaptă, Luis Munteanu, shoot more often, run from position, stay wider, tackle harder și mark tighter. Iar în partea stângă, Rivaldinho cu dribble more, run from position, stay wider, tackle harder și mark tighter. Și cu acestea fiind spuse, astea sunt instrucțiunile suplimentare adăugate jucătorilor. Hai să ne uităm la tactica folosită de noi. Am ales noi tiki-taka și am editat un pic acest stil pentru că știm foarte bine lui Giga Hagi place foarte mult posesia și place ca echipa lui să domine din acest punct de vedere. Am început cu o mentalitate pozitivă, attacking with fairly narrow, ne-am dorit noi să fim foarte, foarte apropiați unii de ceilalți. Să încercăm să avem o posesie foarte importantă. Approach play, play out of defense, focus through the middle și underlap left and right. Passing directness, shorter cu slightly lower tempo. Mix crosses, work ball into box, run a defense și be more expressive. În tranziție, counter press și counter active, distribute to center backs și take short kicks pentru portar. Iar în afara posesiei, higher defensive line, low block line of engagement, trigger press much more often, step up more și stop crosses. Și cu acestea fiind spuse, aceasta este tactica lui Giga Hagi în FM24. După cum am menționat încă de la început, eu nu am jucat cu această tactică, am simulat doar și sunt tare curios cum se prezintă această tactică folosind o meci de meci. E clar, e nevoie de un pic umblat la tactică, e nevoie de câteva chestii schimbate pentru a face ca și defensiva să funcționeze la un nivel înalt, însă cu siguranță pe faza ofensivă tactica arată super, super bine. Vei găsi în descriere jos un link pentru downloadarea acestei tactici și sunt tare curios dacă tu o folosești, cum se prezintă și ce schimbări ar trebui făcute la această tactică. Așadar, aștept comentarii de la voi, like acolo și mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Până data viitoare, v-am pupat, zi frumoasă!